Мы помним, мы гордимся. Вот нашу советику. Cu această panglică a Sfântului Gheorghe. Deci, dacă delegația Uniunii Europene, timp de 5 ani de zile, din politețe, să zic, nu își permite să intre cumva agresiv cu Ziua Europei în piață, atunci minoritatea care constituie 9% în țara noastră, în fiecare an, sărbătorește și, cum să zic, creează situații de conflict în țara noastră folosind această simbolică sovietică. Vin cu niște exemple preluate de peste hotare, de exemplu Lvov și Ivano-Frankovsk, aceste două primării au declarat 9 mai zi de doliu și au interzis utilizarea simbolurilor statelor inexistente sau simboluri naziste și sovietice, comuniste. Consider că ar trebui să ne aliniem și să facem și noi același lucru. Letonia, Lituania și Estonia au făcut prin lege acest lucru de câțiva ani. Și consider la fel de grav utilizarea simbolurilor sovietice ca și pe cele naziste. Vin cu rugămintea, domnul primar general, să convocați de urgență o ședință Consiliului Municipal Chișinău la acest subiect pentru a fi votată o astfel de decizie. Această panglică a Sfântului Gheorghe, secera și ciocanul care sunt folosite mai ales în aceste zile, consider că creează situații de conflict. Mulțumesc. Și cred că nu este suficient că avem trupele militare rusești care staționează ilegal la noi în țară. Da. Doamna Cimac, trebuie să recunosc, sunteți o curajoasă. Este o propunere la care, vă spun sincer, nu m-am așteptat să aud la noi aici în ședința operativă a primăriei, dar merită toată considerația și respectul pentru atitudinea, pentru verticalitatea chiar de care la noi nu prea mai rămas nimic din ea. Bun, problema trebuie gestionată. Sunt de acord că lucrurile nu sunt așa cum trebuie, dar să vedem dacă putem ajunge până unde spuneți dumneavoastră. Da, doamnă Gurski. Un alt subiect, de să-l finalizăm pe ăsta. Dacă tot a fost ridicată problema, dacă sunt și alte puncte de vedere, că asta e o chestiune delicată. Ceea ce mă deranjează este următorul lucru. Că ziua Victoriei 9 mai, da, este ziua Victoriei asupra fascismului, este sărbătorită în fiecare an. Asta este ceva firesc, parcă nu trezește semne de întrebare. Dar ceea ce mă deranjează este că ziua Europei este fugărită în fiecare an, cu o săptămână mai târziu, cu o săptămână mai devreme, acum cu două săptămâni aproape mai târziu. De parcă ar fi o sărbătoare oarecare, așa, ceva așa, nimic ieșit din comun, ca o zi ca și toate celelalte. Asta nu este în regulă. Da, din politețe, din, eu știu, alte considerente, din diplomație, la urma urmei, delegația Uniunii Europene ca și organizator principal, noi în calitate de parteneri, înțeleg, nu vrea să creeze situații, eu știu, de conflict, deși nu delegația și nu organizatorii Zilei Europei sunt generatori de conflicte, după cum se vede ceilalți. Lor nu le place că este și Ziua Europei pe 9 mai. Va trebui să luăm o decizie în acest sens pentru anii viitori, pentru că bălăcărirea așa a Zilei Europei, terpelirea ei, cum se încearcă a fi făcut în special anul acesta, când avem foarte multe manifestări într-o singură direcție, tocmai pentru a pune accentul într-un fel anume și pentru a umbri sau, mai bine spus, chiar a discredita sărbătoarea Zilei Europei, asta ne îngrijorează și pe mine personal. De aceea, pentru anul viitor, rog să fie luat în vedere, rog să fie avut în vedere posibilitatea organizării în paralel. Dacă este problema cu delegația Uniunii Europene pentru că este vorba de o misiune diplomatică, ne putem asuma noi, primăria,
tot ceea ce ține de organizare și în acest fel nu văd cine ar putea obiecta. Deci dacă Ziua Europei se poate organiza în aceeași zi cu Eurovizionul anul acesta, și Eurovizionul în piață, iar Ziua Europei în scoar, bine că nu la motocross, cum a fost cu prima mare adunare națională propusă în 89. Atunci, la fel de bine, se poate organiza Ziua Europei în piața Marea Adunării Naționale pe 9 mai, iar Ziua Victoriei la memorialul de pe strada Panhalipa, că acolo, de fapt, se sărbătorește tradițional. Piața Marea Adunării Naționale nici nu este ocupată, nici nu este avută în vedere pe 9 mai. Deci, pentru anul viitor, rog să fie avut în vedere organizarea în mod oficial a Zilei Europei pe 9 mai, în centrul Chișinăului, de către primărie, ca manifestare oficială. Și pentru acea zi să nu fie eliberate autorizații pentru piață. Adică, tot ceea ce ține de declarațiile care vor veni pentru 9 mai 2014, mulțumim frumos, este manifestare organizată oficial de către primărie în piața Marea Adunării Naționale.